A, uitați-l pe tata, ce frumos e, mexicanu! Mexicanu! Mergem, i-am luat pe tot și mergem la o plajă, la plaja Ingenioca, plaja surferilor, am luat și plăcile, le-am pus pe mașină. Bă, nene, plaja asta e genială, eu am filmat-o de mai multe ori, dar niciodată nu ai cum să te plictisești de ea, da? Hai, tăticuț! Tata și-a luat pantofi și șlapi în pungă. Ia, uitați aici plăcile cum stau pe mașină. Auzi? Ancorate, obiectul muncii mele pe care îl iubesc și familia care e... Ce să mai... Ce? E tot? Asta e! Hai, tăticu, hai! Ne-am oprit la benzinărie și acum noi pe drum. Param, pam, turut, 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 param, pam, turut. Gata, am ajuns. Gata, frățiorii, haideți. Trebuie să mă duc să iau și pe ceilalți. Mexicane, ești bine? Da, bravo. Ia uite-mă pe toată lumea. Ia uite armata. Bună dimineața, copii. Cam leșinați. Cam leșinați. Gata, am plecat. Au rămas băieții și familia Lache. Am ajuns să-i luăm pe ceilalți. Ia să vedem. Oi, bungia! Haideți, bă, puișorilor. Puiuților! Gabriel! Puiule! Mai! Găbiță, te-ai trezit la cât? La cât ai trezit, Gabriel? Nu. Mi-ai dat țeapă? Nu te supără. Semi. Nu-i adevărat. Pentru că am... țeapă era când nu apăream deloc. Deloc. Uite, la aici, în persoană, el am este... apărut. O să am o semițeapă. E o mică neînțelegere. Mică neînțelegere. Zim. Eu de aseară știam că tu nu vei fi la noi aici, pentru că te cunosc de atâția ani. Da. Și mi-am luat o mașină de 2 ore. Și ai avut dreptate. A avut, domne, dreptate, fata. Pentru că așa e frumos. Așa e frumos. Și am timp să beau și o cafea? Nu, ba, exclus! Da, exclus! Hai, hai, fac hai. Eu cafea. Nu, nu, lasă-mă ochiul și-mi va repede. Da, o să fac o cafea. Gata, o luăm pe traseu frumos înspre plaja Ingenioca. Vom avea un drum de un sfert de oră prin junglă. 5 minute pentru Cătălin. Dus. Au lift? Au lift. Păi stai așa să vedem că dacă a ajuns tata, cred că trebuie să ajungem și noi. Că e și tata, l-am luat și pe tata. Ca să mai facă și el mișcare. Te ajut eu, Cătălin, cu rucsacul ăla? Nu puteam să las banii acasă. A. Poți să-l plătești? Pe cine? Pe băiatul ăsta cu motorul, să mă lucrezi pe mine la plajă. De ce, mă, Bibi? Tu nu faci sport? Ba da. Beau, mănânc. Nu e un sport? Beau, mănânc. Nu e sport? Fac mâinile, fac abdomene cu mintea. Ce liane mișto. Uite, aici sunt niște... Da, uite, ăsta e roșie. Și tu ce vezi? Roșie. Deci Cătălin nu vede toate culorile, n-are toate culorile la el. Nu, am așa, am așa un bag într-un, ca să zic așa, într-un grup de toate verde cum arăt. Dar cum e? Aș vrea să înțeleg, lumea ta pe care o vezi e mai frumoasă sau mai... Dacă e mai simplă. E mai simplă? E simplă. Da, domne, simple is beautiful. Cătălin are dreptate. Dar nu știu, dar mie e ca și cum... Da, asta ce? Adică și o poză al negru ar fi... Eu văd o culoare. Da. Sau pe acolo tot, al negru. Discromie se numește, discromie. Discromie. E o boală comică. E o boală comică, a? Da. Există vaccin? Bună! Hai,
Bună, Mugurel, sănătate multă! Bună, Mugurel! Bună, Mugurel! Mă chinui și eu să fac cadre aici, diferite, filmări și ăștia fac mișto de... Reluăm, a? Reluăm! Da, de fiecare dată filmez copacul ăsta, îmi place de mor. Aolo, Gabiță! Ce? Gabriel! Ce, ce-mi pun? Ca și mie o poză de asta frumos, da. Aici, Adrian, uite aici! Ia uitați! Uite aici, stai, ia uite! Da, s-a urcat pe rădăcină, vezi ce mișto e? Poze de ala de Instagram. Păi n-am cu ce, că n-am aparat. Haide, lasă că iei de aici, de la mine. Lasă că luăm de aici, tăiem. Tăiem, hai, du-te și tu lângă ea, că n-am cum să te pun. Ce vrei să te pun în Photoshop? Da. Bine, hai mă, du-te lângă fata acolo, mă. Băi, mai pot să-mi țin burta, frate, că făceam abdomen. Ce dracu aveți, mă, frățioare? Haide, zâmbiți. Gata. Băi, suge burta. Ce burtă, mă, de ce să sucă ea mea? Da, mă, suge burtă. Suge burtă. Și cât au mai pânză, cum vine ea, așa, întinsă, bă. Da. E să nu joc. Foarte tare. Aici a fost un lans hotelier care a vrut să construiască, bine, a și construit, dar niște ONG-uri au intervenit și s-au oprit lucrările. A fost un scandal mare la nivel național cu șpăși de astea. Adică noi românii suntem obișnuiți. Da, zici că e din Indiana Jones. Să știi. Și pe aici ar fi trebuit să fie un pod până pe celălalt deal, știi? Cu vedere la mare, adică ceva fabulos. Auzi, Cătăline, tu dai seama bani ce au pierdut ăștia aici? Dar uite aici structuri care ar fi trebuit să fie, ți-am zis, un pod. Uh-huh. Un pod până pe dealul ăsta, că mai e o structură și pe deal, sus, care e tot așa neterminat. Mulți bani. Gata, domne, am ajuns. Ia uite! Auto pe Bibi! Vă place, mă? Ba nu, da. Nu, dar dacă tot am ajuns aici... Dar trebuie să ne bucurăm. Da. Hai. Trăiți, domnul Voicu. Da, Dumnezeu, da bine. Da bine. Întotdeauna. Ce faceți? Cum ai mers? Ai mers bine? Cum a fost? Ți-a fost greu? A mers bine la început și până s-a terminat valvolina. Aaa, ai rămas fără gazolină. Și a trecut pe chirosel. Lasă că te târșim la întoarcere. Te punem pe un cărucior. Iocel, da, cum a mers tata? Foarte bine. Foarte bine, foarte bine, ne-am făcut foarte multe pauze. A, e bine. Ne-am sprijinit de palmier, de copaci, de trunchiuri, de... E bine. Îți place tata aici? Ce faci? Dacă e umbră. Adiță vrea să-și ia brânză la grătar. 3,25, 1,8. 3,25. Aici are grătărelul și brânza. Sunt niște culori așa mișto aici încât n-am cum să nu fac time-lapse. Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of... Ce faceți, mă? Ați fost în apă? Ia uite surferii mei. Ia uite surferii mei. Da? A putut să la o macidă? Bea. Bravo. Okay. And your smile is the icing. Loving you is a party. It's sweet, sweet, sweet. How can it be? And you make my candy coated. Ăștia mici, Vlad cu Matei și cu Andy, copiii mocanilor, iau ore de surf. Haideți să-i vedem cum se descurcă. Ia uitați-mă, bancuța, mă, cum îi filmează ea, mă, Doamne, ce tare ea. Băi, nene, mamele sunt mame, ce să mai. Bancuța,
ce faci? Filmezi copiii, ha? Am câteva baluri, da? Foarte tare! Ia, Andy! Ia să vedem pe Andy! Cum e, Andy? Îți place? Ia, stai, Matei! Ia, uitați-l și pe Vlad! Bravo, Vlad! Bravo, Vlad! Bravo, tată! Bravo, mă! Ăștia sunt surferi! Ia, și Mateuț! Ia, s-a băgat și Aris între ei acolo să-l ajute pe Matei! Ia, uitați-i pe amândoi! Ia, uitați-i și pe ăla cum surfează pe spate! Bravo, Vladi! Haideți că sta pe placă, ce să mai! Hai, domnule, că și ăsta sta pe placă! Bravo, Matei! Îți place? Da! Ia, și acum vine Andy! Ce să faci? Nu e ușor, tată, surful, nu e ușor. E unul dintre sporturile în care de la 0 la 1 e extrem de greu. Sunt niște pași foarte grei. Ceva, mă, Ranică? O să mă apuc și eu. Da? Da. Ce-au făcut ăștia poftă, a? Da. Ia uitați-l tot pe Vlăduț. Vlad, hai că e cel mai bun. Vlăduț e cel mai bun. Asta cel mai mult, stă cel mai bine. Ia uitați, mama. Mama-i mamă, domne. Bravo, mami. Bravo, mamă, mai zi-mă o dată. Bravo, mami. Bravo, mami! Yeah! Dar după ce termină ei, bagă-l și pe Rani. Păi vrea și Rani, da. Păi da. Băgă-l și pe băiat. Băiatul, ne bagă-l pe sol? Păi? Cred că da, aia s-a ce? Da? Păi da, aia. Gata, domne, acum avem și surferi în familie. Ce să mai... Și primele impresii la cald le luăm acum... Ia zi, Andy. Foarte mișto. Foarte mișto, a? Da. Chiar nu. Super tare. Super tare. Da. Ăsta a fost unul dintre cei mai buni. Foarte cool. Foarte cool. Ăsta e surf. Deci e foarte mișto să... Da, voi ați fost aici când o să treceți de valurile alea, să stați așa bălângăniți. Acolo e șmecheria. Îi mai aduce. Cătălin, îi mai aduce? Dacă l-a plăcut, mă. Da, bine. Să... Încerc. Sunt exact la același nivel ca și voi. Ești în training. Da, sunt în training. De un an de zile sunt în training. N-am trecut. Ia uitați grupul nostru. Vă luăm frumușel înspre casă pentru că tata merge repede. Da. Și lasă în urmă. Și ne lasă în urmă. Zi, tati, bă, ți-a plăcut la plaja asta? În ordine. Ți-a plăcut că ai venit cu noi? Da. Da? Bine, rece, bine, rece. A băut o berică, ce e, să nu, mai? Păi cum, da, da, ce ai? Berea rece de la nepoată mea. A, nepoată. Ana, tu ai cumpărat bere lui tataie? Da? Da. Da? Da. Una în acum este, are una pe săptămână. Una pe săptămână. A zis Ana, are voie una pe săptămână. Angajarea săptămâna e mai mică. Săptămâna da. Asta păi nu, că a băut atâtea beri de până la sfârșitul anului. Cât? Bă, ai băut, mă, câte vreo două beri pe zi? Hai, mă, du-te încolo. Zi. Haide. Zic, acum faci cu putea dacă a plecat el. E ușor de sopotit. De ce? El era cu bere. Cu bere, da. Gata, să mergem. When you take my hand and I am under your spell. Ia uite. Deci tata mori cu el. Deci e cel mai cel mai ingenios de bătă. Da, deci e spectacol, tata. Generația punga de un leu. Hopa. Doamne, doamne, și
dansul. Ce ai găsit, tata, pe jos? Ce ai găsit, mă? Bă, lasă-ți papucii! Nu mai pot de râd, doamne, doamne! El de obicei se supără când râzi așa. Sper să nu se fi supărat. Ia. Te-ai lovit? Nu, nu m-am lovit. Păi, dar trebuie să-ți... să-ți pui pantofii. Că așa pe tot drumul să alunece. Merg de scurt. E, merg de scurt. De cum poți să fac piciorul uz în pantofi? Păi, nu avem prosoape, să te ștergi, ce ai? Lasă-l-o. E, hai mă, ce ai, pune-ți pantofii. Hai că nu sunt uzi. Ei, mă, că mă speriase când i-ai udat. Mai tu să glumești, Gabriel. Da, Carla, te-am văzut că ai râs. Recunoști? De ce ai râs? Lasă, tata, că peste câteva luni o să face echilibristică. Gabriel, ești filmat. Asta e violență în familie. Pregătești romul? Da, pregătesc romul și facem gogoși cu banane. Wow! Alice știe drumul ăsta cu ochii închiși pentru că aici se antrenează în mod normal. Tati! Ești obosit, tata? Nu puțin. Nu puțin. Culoare frumoasă. Doamne, natura asta e minunată. Băsesc cum aia are freza la tata? Cărne? Băsesc cum aia are freza ta? Nu știu, că nu l-am controlat. Dar chestia, a? Trei generații. Bravo, tataie, campion! Felicitări! Maratonul s-a încheiat! Campion! Campion! Campionii! Care e calciunea? Cum a fost? Greu la deal cu boii mici. Așa este o. S-a părut greu, tată? Da, la urcare, da. Boii mici? Da, la coborâre. Știi boii aia mari? Și acolo. Baby, I crave your affection when I stepped in. Urcăm spre Sacsayhuaman, ceva de genul ăsta. Și nu fiul vezi pentru că de-abia pot să respir. M-am oprit să îmi trag răsuflarea. Ceea ce oricum este imposibil de făcut, având în vedere că este oxigen. Da. Așa și uite ce arbori înalți. Se uită Cusco. Puteți lăsa în comments, vorba lui Gabi, păreri despre cum au adus, cum au cărat, cum au înălțat, cum au aliniat toți bolovanii ăștia uriași și cum i-au îmbinat așa de perfect. Toate zidurile sunt la fel. I need your my sugar. I'm pleased as punch. Whether spiked or sparkling, you make me tipsy and bubbly. If you're dessert, I want the last. Asta este un calendar. Nu știm exact să-l citim, dar așa se spune. Muyu Marker. Muyu Marker. Și de aici, de sus, de la Sacsayhuaman, o panorama a orașului Cusco. God's first, oh, I love all your candy kisses. O stradă un pic în pantă. Una dintre străzile care urcă spre... Am uitat cum îi zice. Mihai, cum îi zice? Unde am fost?
Nu, cum îi zice? Unde am fost? Sacsa-Ioman. Cel mai frumos și mai scump hotel din Cusco. Se numește Monasterul. Și la recomandările lui Gabriel, cum se zice, mai sus de pe aceeași stradă cu Hotel Novotel, este Cicciolina. The best restaurant in Cusco. Uite ce zice domnul. Best restaurant in Cusco. Vreau să testăm. Aventura este oferită de ATV Rom. Dă-te cu noi.